Era miezul zilei când blocul de pe strada Partizanilor a fost zguduit din temelii. O explozie puternică a devastat un apartament situat la etajul 1 și le-a avariat serios pe cele învecinate. Peste tot în jur erau bucăți de geamuri sparte și miros înțepător de fum. Oamenii au ieșit îngroziți din case și au sunat la 112. Am sărit din pat, a sărit cioburile să ne omoare, să ne... Vă dați seama, și pe urmă m-am dus ca să acord un ajutor, dar n-am mai putut, că era negru, cu fum și placără de acolo. Acumulare de gaze a fost. Uite, ușa se spart în casă. Ce să mai zic, nu mai pot, sunt cu inima. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât și ușa de la intrarea în bloc a fost distrusă în totalitate. Pompierii, un echipaj smurt și o ambulanță au ajuns imediat la locul deflagrației. 4 persoane, printre care și o gravidă în 5 luni, au avut nevoie de îngrijirile medicilor. Una dintre victime era cu arsuri de gradul 2 spre 3 pe 30% din suprafața corpului, într-o stare mai gravă. O altă victimă era un atac de panică. În momentul exploziei se afla într-un etaj inferior locului exploziei, iar cea de-a treia victimă era cu intoxicație cu monoxid de carbon. Pompierii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza exploziei. Cauza probabilă a acestui incendiu a fost o acumulare de gaze de la o butelie. Deținem informații că nu era racordată la aragaz, probabil defectă. Oamenii care locuiesc în blocul avariat cred că nu a fost vorba de un accident. Proprietarul apartamentului în care s-a produs explozia ar fi amenințat în repetate rânduri că își va pune capăt zilelor. Vecinii săi spun că are probleme cu băutura. Bărbatul are o datorie de 3.000 de lei la asociația de proprietari pe care refuză să o plătească. Ne amenința că se omoară. Aseară chiar a venit și a zis că el se împușcă. El de ce trebuie să plătească datorii la asociație? Și băut, bineînțeles, și puțin așa. Obișnuia să fie recalcitrant, să ai... Bineînțeles. Mai mulți martori povestesc că l-au văzut pe bărbat fugind imediat după explozie. Era rănit și avea hainele rupte. Am văzut un bătrân cu hainele rupte, pantalonii, tot erau toate franjuri pe el. Bărbatul de 54 de ani locuiește singur în apartamentul care a fost distrus în totalitate.